Și pentru că nu de mult am avut reamintirea nașterii Mântuitorului, respectiv aveam trecut în februarie 2024 9 ani, lăsați-mă să vă salut cum îmi place mie, Hristos a înviat. Amin, adevărat. Unii sunteți foarte ritualici, mai aveți o șansă, vedeți că oricum nu terminăm când vreți voi în seara asta, nici când vreau eu, când vrea Duhul Sfânt. Doamne ajută! Mai aveți o singură șansă? Hristos a înviat! Adevărat, amin! V-ați dat seama despre ce vorba. A înviat o singură dată, nu mai moară niciodată, e viu pentru vecii vecilor și suntem aici pentru că Hristos a înviat. Slăviți să fie numele Domnului, vă invit să redeschideți Cartea Sfântă Biblia, la ultima carte a Bibliei, Cartea Apocalipsa, la capitolul 20. De la versetul 10 o să citim cuvântul Domnului. Pe pentecostalii din Jebel care au venit fără Biblie, Domnul să ierte. Să zică ei amin. Și mâine seara sper să vină, și mâine dimineață sau când. Da? Dacă n-aveți Biblie, cei care sunteți aici de o altă religie, cred că frate Iosif, aveți Biblie să le dați, așa-i? Da, cât de cât faceți rost cumva. Dar Domnul să ne ajute că la casa Domnului să venim cu Biblia. Aici mergea un amin mai tare. Amin. Vedeți că v-ați zis-o, aveți mare grijă. Versetul 10, și diavolul care a înșelat a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte și să mă aud adventiștii în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul a fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților, au dat înapoi pe morții care erau în el, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și pentru că deja v-ați obișnuit să vă așezați, vă rog să fiți foarte atenți. Versetul 12, o să mă uit la fiecare în parte. Trebuie să-l citim cu toții cu voce tare, pentru că e cel mai lung, de aia l-am ales pe asta. Da? Cu mare atenție. Știi citi, așa-i? Da, mi-am dat seama. Aveți mare, mare atenție, că și profesor, deci cam citesc ce vârstă aveți. Așa că știți citi majoritatea de aici, doar pruncii care încă nu sunt a întâia. Și în clasa pregătitoare știu unii să citească. Versetul 12, dacă nu citiți toți, vedeți că-s curajos și o să repetăm până citiți, da? Așa că vă rog să fiți foarte atenți ca să nu pierdem timpul. 3, 2, pe display, afișați versetul 12. Acum vrea să facă test cu noi. Acum de aici se conduce biserica. Versetul 12, 3, 2 și... Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. V-ați calificat, puteți lua loc. Ce ai zice dacă în seara asta afli că ai dosar penal? Cum ai reacționa dacă luni dimineața la ora 8:45 îți bate la poartă un jandarm, un polițist local sau un alt reprezentant al legii? Sună de câteva ori la sunerie, dacă nu deschizi, te ajută, te legitimează,
obligatoriu trebuie să fie în original cartea de identitate, nu în copie. Și îți înminează o citație. M-am riscat la o predică, la o biserică, să-i pun să ridice mâna sus pe cei ce au primit odată în viață citație și un bărbat de pe primul rând a zis, păi am primit toți ce mai întreb. Nu o să vă pun în seara asta. Să vreau să te asigur că indiferent de ce religie ai, cum te cheamă, ce vârstă ai, într-o zi, și tu, și eu, noi toți, o să primim o citație. Citația nu e o citație obișnuită, e o citație privată și citația aceasta va fi la judecata finală. O citație arată în felul următor, este o coală de obicei landscape, adică așa întoarsă, tip vedere, pe care scrie numele și prenumele persoanei citate, identificată prin CNP, cod numeric personal corect, format din 13 cifre, domiciliat la adresa cutare, dacă unul e învârtit și nu în buletin, îl găsește cumva, nu-i problema. Este chemat în instanță pentru următoarea cauză. Garantez eu că atunci când îți vine la poartă cineva și îți spune, ai primit o citație, dacă e cauză civilă că te-ai cam certat cu frații tăi de 20 de ani și nu prea vrei să împarți bine terenurile, ai aviz amatorilor, aveți grijă că cine învârte și la terenuri o să fie dus în altă parte, pentru că șmecheriile n-au ce căuta în rai. Dacă e cauză civilă, că cineva nu vrea să semneze că da, tu ești moștenitor sau așa, mai e cum e, dar când e cauză penală, îți garantez eu că se moaie picioarele. O să le faci semn la toți pruncii, cum te rog să faci în continuare, și nimeni nu mai vorbește. Deci e o problemă gravă. După înfățișările la care trebuie să fii prezent la judecătorie, vei fi suspendat, dacă ești vinovat, vei fi absolvit în cazul cel mai fericit sau vei primi închisoare cu executare, adică după gratii. De citația la judecata finală nu scapă nici Barack Obama, nici Joe Biden, nici Vladimir Putin. Să vă fie foarte clar asta. Nu scapă nimeni. Nu contează cu cine neam, pe cine are relații, nu știu pe unde, pe la judecătoria Timișoara, da? Nu contează. Citația asta într-o zi o primești. Că ai condus cea mai puternică mașină din localitate sau din America sau din România, nu mai contează. Că ai avut cel mai gros cont, nu mai are niciun sens, pentru că sunt alte tipuri de valori, nu sunt compatibile. Citația la judecata finală și dumneata și eu, noi toți o să o primim. Ca să vă introduc într-o sală de judecată, cu gândul că nu o să ajungeți niciodată fizic, doar vă prezint, vreau să vă prezint cum arată o sală de judecată din Curtea de Apel Cluj. Într-un program școală altfel, am avut șansa să avem ca elevă o fată care era fiica uneia dintre cei 5 vicepreședinți de la Curtea de Apel Cluj. Am depus o cerere legală, n-am mers prin vârteli, și am intrat la o cauză reală, în derulare, un caz penal. Sala aceea arăta în felul următor. Exista un pupitru așa mult mai lung și mult mai lat, interesant că maroniu. Acolo, în spatele acelui pupitru, stă un domn sau o doamnă, în cazul în care am fost noi, era o doamnă care avea un ciocan de lemn. Când ciocanul de lemn se lipea de masă, nu mai respira nimeni. De ce? Urma să fie rostită sentința finală. Nimeni nu mai avea chef să zâmbească. Culmea că la toți le-a trecut glumele. Nu mai aveau nici și mai bășcăloși bărbați timp să spună bancuri. Urmează sentința finală. Undeva lângă doamna judecător sau domnul judecător, depinde cum era cazul, era cineva care făcea ceva de genul. Scria continuu. Scria cuvinte de legătură. Dacă nu reușea să scrie tot, era obligată prin lege să scrie cuvintele pe lung, nu pe scurt. Dacă un cuvânt de legătură lipsea în grefiera aia care scria, bărbatul care era nevinovat putea să intre după gratis și viceversa. În România noastră, frumoasă și
Știți cum e? Într-o cauză penală se scrie tot. Mai are cineva iluzia că poate să fumeze în arghilea și să nu știe Dumnezeu? Mai are cineva iluzia că poate să trăiască ca bărbat cu 2, 3, 5 amante și habar n-are Dumnezeu? Mai are cineva iluzia că poate să cânte, să fie prezent la închinare și el să deruleze filme pornografice 2 ore pe săptămână? Se mai poate minți cineva spunând, lasă frate că nu-i păcat masturbarea, ok. Chiar mai poate crede cineva că nu-l prind mascați și pe drogatul? Și pe dealer? Și pe cărăuș? Și pe stăceată? În lumea asta există momente în care dacă ai spate, scap cumva. Lumea de dincolo. La judecata finală, indiferent ce spate ai, nu o să scapi. Pentru că în lumea judecătoriei, doamna grefier scria inclusiv dacă avocatul apărării sau acuzatul ridică din sprâncene, avea un limbaj. Dacă îi bate inima mai tare, înseamnă că spune o minciună. Cel mai probabil, nu neapărat. Poate are emoții. Se scria ce se auzea, se scria ce se interpreta. Se scria cine a luat cuvântul, se scria cum era îmbrăcat, se scria numele, prenumele, cod numeric personal, tot ce era identificabil și înregistrabil despre persoanele prezente. Există cineva care acum filmează, știați? Nu e de la transmisia live. E din cer. Am uitat peste dumneavoastră și Duhul Sfânt mi-a spus că sunt aici prezente persoane care poartă în inimă ură și spotezate în apă. Și au invidie în vene. Iar au cântat. Iar ăștia. Acum aveți un har cu ghilimele găsprimat. Nu puteți zice iară. Interesant harul ăsta. Maturitate spirituală înseamnă chiar dacă nu-ți place ție, ca și gust muzical, să ai respect și să cânți cântările Domnului. Amin. Tot ce faci, nu numai aici, venim mascați până în dinți mulți dintre noi la biserică, suntem îmbrăcați frumoși, avem de toate, frigiderele mai că să rup ușile. Avem tot ce vrem. Și avem senzația că Dumnezeu ne cataloguează după măștere de la biserică. Sâmbătă seara umblă cu droguri și duminică dimineața intră în biserică și are tupeu, domnule, să vină la microfon. Și nu se teme că îl curentează. Aveți iluzia că se scrie numai aici? O să-mi ziceți, frate, că ale bânjebele nu sunt droguri. Habar n-aveți. Cerul scrie tot. De la primul moment în care ai calomniat pe cineva ca să urci mai sus, până la celălalt, când ai fost în stare să-l ameninți cu mesaje calomniatoare, să-i arezi pumnul, să fii agresiv, indiferent unde, la semafor, acasă, în familie, totul scrie. Știți care ar trebui să fie bucurarea noastră dacă suntem pocăiți și neliniștea noastră dacă umblăm cu prostii? E că scrie cerul ce ai în cutiuță. Cerul scrie ce gândești despre mine acum. Cerul scrie ce ai gândit acum 5 minute. Cerul scrie când ai intrat intenționat în camera aceea și ai derulat o curvie, bărbate. Chiar cu o minoră. Cerul scrie tot. Cerul scrie tot. Cerul scrie lacrimile tale pentru oamenii care vin la altar. Momentele tale în care mijlocești pentru oamenii care depun efort să ducă acest car al Evangheliei. În cer. Se scrie tot. Și culmea, chiar dacă n-ai scris nicio carte în viața ta și poate nici măcar nu știi să scrii, tu scrii o carte în cer. E cartea propriilor tale fapte. Grefiera scria. Undeva unde scaunul acela liber, primul rând,
Se ridica un domn care avea sens, lua legea și zicea conform articolului cu tare, aliniatul cu tare, citea din lege. Dacă era o cauză civilă, citea din codul civil. Dacă era o cauză penală, citea din codul penal. Procurorul n-avea prieteni. Era obligat prin legislație să semneze pe propria răspundere o declarație că n-are frați, surori, părinți, nepoți, strănepoți, 4 generații, nici afini. În cazul la care e procuror. Procurorul n-avea prieteni. N-avea dreptul să zică, stați un pic, da, paranteza aia, supreș. Nu. Procurorul citea din lege. Dacă se demonstra că n-a citat cum trebuie, a doua zi se desfăcea contractul de muncă. Pentru că a comis o infracțiune. A încălcat el legea, el care o citează. De o parte și de alta, în sala de judecată la Curtea de Apel Cluj, existau două partide, exclusiv două. Nimeni nu intra dintr-una în alta. În partea stângă, pe primele rânduri, era părâtul, așa zisul inculpat sau vinovat. În spatele lui erau martorii care țineau cu el și era avocatul apărării. Indiferent câți bani ai, sau dacă n-ai deloc, ai un avocat al apărării. De ce? Pentru că dacă n-ai bani să plătești onorarul care, și pentru care trebuie să ai chitanță, dacă nu știați, da? Nu-i la negru, chitanță, ți se dă un avocat din oficiu. E adevărat că e mai inexperimentat, că e în perioada aia de grație cu ghilimele, adică e în practică, dar există. De cealaltă parte, în cealaltă partidă, era omul care a părât. Era cel ce a reclamat. Reclamantul. Și spatele lui era un avocat al acuzării. Nu putea fi de acord cu inculpatul, acuzatul și nici avocatul acuzării. Cam așa pe scurt arată o sală de judecată la Curtea de Apel Cluj. La Curtea de Apel nu ajunge orice caz. Cazurile care nu se rezolvă în localități. A trecut, veniți pe dumneavoastră, pe lângă judecătoria, parchetul din Turda. Clădire mică. Nu se compară cu clădirea din Curtea de Apel Cluj. Dar oriunde ai fi, judecata de pe pământ presupune câteva elemente importante. Dar vreau să spun ceva. Judecata finală este o judecată de excepție, pentru că diferă de judecățile chiar de la Haga. De ce? În primul rând, la judecata finală nu există avocați. Judecata finală este o judecată de excepție, pentru că e o judecată fără avocați. O să spună diavolul de o grămadă de ori, las că tu poți să minți, tu poți să înjuri, tu poți să fumezi, tu poți să tragi, tu poți să iei mai nou ceaiul ăla, cică. Care, hai că e numai un ceai, mami. Știți că ceaiul ăla conține droguri? Aveți grijă ce utilizează pruncii voștri. Aveți grijă pe ce rețele intră. Verificați-vă pruncii. Când vin mascați prea târziu, i-o dus. Verificați-vă din timp, fiți responsabili. Să vă intereseze. Cum să nu știi tu, tată, băiatul pruncul tău, la ora 23:45 unde-i? Nu știu unde-i. Ce veghezi? De ce ești preot în casa ta? Te treabă Duhul Sfânt în seara asta. Să crești un golan? Să-l vizitezi la pușcărie, cam târziu. Păi are telefon. Nu te sfătuiesc să instalezi aplicația Find Out, să-l găsești pe unde-i. Dar te rog frumos să te intereseze, să spese. De la primul derapaj, când îi vezi degetele că-s galbene, prea târziu, că deja au fumat mult. Când ai simțit prima dată, trebuie să mergi cu el în cameră. Să vorbești frumos. Să faci un prieten. Să lași aroganța aia dumitale care îl pleznește instant. Să-i demonstrezi. Să-i spui experiențe din viața ta. Am închis paranteză covinită, asta e. Sunt oameni care spun nicio problemă la asta, că noi ne punem cu satana, prieteni.
Facem ce vrem în lumea asta și la final îi dăm carburant diavolului. Știți că îi gândesc unii oameni așa? La final Dumnezeu zice, Dumnezeul lumii acestea a păcatului, Satan, mi-a promis că la final îmi ține spatele. Am să vă dau o veste tristă. La judecata finală lipsește avocatul acuzării. Ascultați ce spune primul verset pe care l-am citit. Și diavolul care înșela. Păi de ce minte un copil care e de 4 ani și mama sa îl întreabă și spune, dragule, cine o spart vaza asta? Cu ce ai spart-o? Că numai tu erai cu surioara ta care e încarcerat. Și ce zice? Ia o spart. Păi bă, prietene, te auzi? Nu prea se aude. Cine o învăța să mintă? Ce o spus taică să o spui la mamă ta că e? Știi cine? Specialistul în înșelăciuni. Și că am prins și elevii aici la școală, la biserică, să știți că cine duce motivări false la școală, lucrează cu Satana. Să înșelăciune. Și părinții care șmecheriți cu medici de familie și da, așa, care bac cu pruncul, e corect. N-a zis amin. E păcat să duci adevărință falsă. De-ar fi bolnavă ăștia cu repaus la pat, n-am mai avea elevi. Dintr-o dată repaus la pat. El are teză la, acum 5 ani, cum se mai dă teză. Dă simulare, nu învăța nimica, din toată e bolnav. Interesant. Dar au fost la meci aseară. Și ce-o strigat, ai milă, Doamne. Satan nu-i prezent! Primul care i-a aruncat în adânc, în iad, e diavolul. Biblia spune așa, și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc. Și dacă nu pricep toți, și de pucioasă. Unde este și fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți până să satură. Da? Nu. Și zi și noapte. Și cum spuneam, să mă audă și ce spun că, oh, las că ai murit și gata, s-o termina cu viața ta. Singura ta problemă, dacă nu crezi în Hristos, e că, pac, am bătut din decete, s-o anihilat sufletul tău și ai dispărut. Mă, prieten, simplu ar fi, nu? Păi ăștia cei mai bogați ai lumii, ar distruge tot. Nu mai contează. Să trăim atunci, da? Dacă nu avem consecințe. Păi dacă la un simplu semafor treci pe roșu, polițistul e vinovat că te oprește și îți ia carnetul. Vinovat. Sper să nu-mi proces. N-am de gând. Ați prins ideea. Diavolul care-i înșela. Știți pe câți? De la Adam încoace cam pe toți, care se lasă înșelați. Avocatul acuzării nu va fi prezent. Am să-ți dau o veste mai tristă. Nici avocatul apărării nu va fi prezent. Cuvântul Domnului spune, Sfântul Apostol Pavel vorbește foarte clar și transmite lui Timotei în prima epistolă, capitolul 2, spune așa, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cere pentru Vladimir Putin. E corect? Nu e corect? Păi cum să zice? Pentru împărați. Când v-ați rugat ultima dată pentru domnul Putin? Eram în Ucraina și am intrat la o grupă de ucrainieni care au fost expulzați, erau refugiați de război. Și le-am zis, știți că domnul vă cere să vă rugați pentru domnul Putin? A zis o doamnă de vreo 60 de ani, tu ești sigur activist rus. Deci într-un caz, și vă citesc din Biblie. Întrebare, credeți că Dumnezeu poate să-l mântuiască pe domnul Putin? Credeți că vrea? Fii cam greu. Ziceți-mă adevărul. Vrea. Ascultați că știți imediat, stați liniștiți, nu vă spun părerea mea. Pentru împărați, pentru toți, nu-l mai bârfiți pe Ioanis, rugați-vă! Mergea un amin aici. Amin! Rugați-vă să fie mântuit. Cei înălțați întregătorii, ca să putem duce o viață pașnică, o, ce mare bucurie avem că România e pace. Slăviți să fie Domn pentru asta. Cineva a fost cu casele noastre, cu 2 săptămâni înainte să înceapă invazia în Ucraina din partea rușilor. Duhul Sfânt s-a ridicat într-o biserică din România, printr-o prorocie, și a zis, așa vorbește Domnul. Voi care vă temeți că va intra război și în România, nu vă temeți. Pentru că am pus la granițele României niște îngeri care învârt săbii învăpăiate. Să nu intre rușii cu războiul în România. Și strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul.
în ultimele zile din 2023 la Hiria, la Biserica Betleem, a strigat Duhul Sfânt printr-un proroc și a zis, dacă mijlocitorii vor rămânea pe metereze și se vor ruga pocăiți autentici pentru România și pentru pacea acestei țări, România nici în 2024 nu va avea parte de război. Vă bucurați? Aleluia lui Dumnezeu! Strigăm din toată inima și spunem, mulțumim, Doamne Iisuse! Mulțumim că ai gărzile tale de îngeri. Mulțumim pentru protecția ta. Recunoști în această seară că din 2020, din mijlocul pandemiei, până în seara asta, 24 din 24 de ore, Domnul Iisus a fost cu casa ta. Fă-mi un semn cu mână ridicată dacă recunoști asta. Aleluia lui Dumnezeu! Recunosc din toată inima, Domnul a fost lângă mine. Domnul a fost cu casa mea. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Pacea depinde de Dumnezeu, nu de lumea asta! Glorie lui Dumnezeu! Să ducem o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care... Ce vrea Dumnezeu? Voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Aleluia! Toți oamenii, drogații din Timiș, proxeneții, prostituatele, oamenii de ultimă spesă, oamenii cei mai înfundați în păcate... Am să-ți transmit un mesaj în această seară. Hristos vrea să-i salveze. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! N-ai niciun argument să spui în această seară. Îți prea păcătos să-i peste lui Dumnezeu de mine. Indiferent cât de mult ai adâncit în păcat, sângele lui Iisus are putere de eliberare. Și ne crede ca mine să zic amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Domnul voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. De ce? Este un singur mijlocitor, este un singur Dumnezeu, versetul 5, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Știți de ce sunt la evanghelizare în seara asta? Știți de ce ești la evanghelizare? Pentru că avem un avocat în cer. Numele Lui este Iisus. La dreapta Tatălui, la ora aceasta, în minutul ăsta, în secundele acestea, El stă în picioare. Avem clădiri de biserici frumoase și vă felicit pentru modul în care vă închinați aici la Jebel. Vreau să binecuvintez conducerea bisericii și pe fratele păstor și pe toți ceilalți slujitori. Și să știți că toți depindem de Dumnezeu. Viața, mișcarea, suflarea și toate lucrurile vin din partea lui Dumnezeu. Să nu cumva să ne credem stăpâni pe noi. Să nu cumva să ne arate Dumnezeu ce putem face și ce putem ajunge fără prezența lui Dumnezeu. Când ne încredem în noi, falimentăm, suntem afectați. Dar cineva a venit din cer. Omul, Iisus Hristos. Versetul nu greșește când zice omul, nu zice Domnul, deși Domnul domnilor. E împăratul împăraților. Galaxiile se mișcă după comanda lui. Miliarde și miliarde de stele stau sub comanda Marelui Rege Iisus Hristos. Dacă nu există o stea și El îi rostește numele instantaneu, mai repede decât o milisecundă, apare ființă. Pentru că avem un Dumnezeu atotputernic, aleluia! Avem un Rege care coordonează întregul univers și strig în această seară, glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Era în ambianță extraordinară în cer, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt. N-aveau nicio divergență, erau într-o unitate perfectă. Și s-a strigat în cer. Cine va merge pentru noi? Cine e gata să fie expulzat din societate, să moară afară din cetate? Cine e gata să fie scuipat între ochi, să-i smulgă barba? Cine e în stare să suporte ideea că cineva îi va arunca pe spate un bici îmbinat cu oase care smulge piele, carne, până la os se vede tot? Cine e în stare să meargă pe drumurile distruse ale oamenilor falimentari? Și să vadă un om care n-are speranță ca Bartimeu și când toți îl ceartă și când toți îl marginalizează, Marele Rege, Dumnezeu întrupat, să se oprească în drum și să zică chemați-L. Chemați-L chiar dacă e lângă drum, chiar dacă n-are viitor, chiar dacă n-are nicio perspectivă, chiar dacă n-are bani, chiar dacă are o viață cu o mână întinsă, chemați-L pentru că-L iubesc. Aleluia, Domnul Iisus. Marele Rege Iisus Hristos a stat cu o mână prins de Tata, de Dumnezeu Tatăl. Și cu cealaltă mână a căutat oameni distruși. M-ai regăsit din pulbere cu harul. Te-a căutat, erai un fir de praf în lumea azi. Oricine putea să dea cu bobărnacul în tine, să dispari.
Că ne-a arătat Dumnezeu prin pandemie că suntem extrem de vulnerabili. Că dacă îngăduie să intre un virus pe gaura cheii, intrăm la terapie intensivă și vai ce se lege de noi. Și noi tari, și noi puternici, devenim ca o furnică pe ea care o strânge între degete cineva, adică Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a ținut cu viață, cu sănătate. A fost cu noi, pentru că Dumnezeu ne iubește. El este mijlocitorul care într-o zi, pe crucea dintre cruci, și-a întins mâinile. Și-a lăsat picioarele străpunse de piroanele lungi și groase ale romanilor. O lance romană, aleatoriu aparent, înfiptă în coasta lui. A lăsat să se scurgă sânge și apă, semna faptului că inima a încetat să mai bată. Pentru că el s-a așezat pe dealul sub formă de craniu uman să învingă moartea. Și toate craniile care de-a lungul timpului au fost așezate în mormânt. El e mijlocitorul. El este între Dumnezeu și oameni. Nu căutați pe nimeni altul. Mântuirea nu vine printr-un om, nici măcar prin președintele cultului penticostal, pastorul Nelu Filip. Mântuirea nu vine prin patriarhul Daniel al României, al ortodoxilor. Mântuirea nu vine prin Papa Francisc I de la catolici. Mântuirea nu vine printr-un prelat. Mântuirea nu vine prin cel mai pocăit om din Jebel. Mântuirea vine prin Domnul Iisus Hristos. Mântuirea vine prin Cel ce ne-a lăsat o carte care să o iubim, să o respectăm și să o cinstim. După cartea asta, spune Sfântul Apostol Pavel, după Evanghelia mea, va fi judecată lumea. Astăzi ai avocat. Astăzi când cazi în fața acestei cărți, în fața Domnului Iisus Hristos, în timp ce Duhul lui Dumnezeu chiar acum se atinge cele mai sensibile coarde ale inimii, în timp ce Duhul Domnului îți vorbește și spune, da, tu ai păcate, da, tu ai mințit, da, tu ai înjurat, da, tu ai bârfit, da, tu ai mers dincolo, da, tu ai probleme, da, tu în timp ce vrei să dormi seara, nu poți, ai coșmaruri, ai insomnie, ai atacuri de panică, da, tu ai gânduri depresive, da, tu ai medicamente puse pe sertarul 5 din 7 total, vrei pe nesimțite să le iei, te-ai încercat de 3 ori și n-ai fost sinucisă încă. Da, tu ar fi trebuit să mori, dar ești încă în viață, te iubește Hristos. Glorie Domnului! Înălțat să fie în numele lui Iisus Hristos. Ai un avocat. Avocatul care nu-ți cere onorariu. Avocatul care nu se uită la culoarea ochilor tăi. Avocatul care nu te alege în funcție de banii pe care ai în cont. Avocatul care nu te alege în funcție de mașina pe care o conduci. Avocatul care nu te alege dacă ai neamuri, oameni de bine. Să fii cel mai rău din istoria lumii. Să fii ultimul om din societate. Marele Rege te caută în seara asta. Credeți ca mine, faceți-mi un semn. Aleluia lui Dumnezeu! Ne caută Domnul pe fiecare dintre noi. Avocatul apărării s-a uitat într-o zi la viața mea și mi-a dat valoare. Sunt aici frați, sunt aici surori, sunt aici oameni de bine care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și viața lor a fost efectiv răvășită înainte. Dar când s-au întâlnit cu Hristos, a fost transformată realmente, au devenit altfel de oameni. Avocatul schimbă vieți. Aleluia Domnului Iisus! El stă lângă tata, lângă Dumnezeu Tatăl. Justiția lui Dumnezeu ar fi trebuit să lovească în tine și praf să ajungi. Plata păcatului, a unui singur păcat comis, indiferent cine ești, e moartea. Dar cineva a venit să moară în locul tău. Cineva a venit să plătească cu sânge. Pentru că fără devărsare de sânge nu există iertare. Tu ai un avocat. Am o veste tristă pentru oricare dintre noi. Vine o zi care avocatul apărării se transformă în judecătorul suprem. 2 Corinteni 5 cu 10 spune așa și scria Sfântul Apostol Pavel și spunea la plural, se punea și pe el. Căci toți trebuie. Când zice primarul trebuie, e interesant dacă e primar la o localitate mai mare ca Jebel. Cam vrei să mergi. Dacă te-ar chema primarul, sigur ai merge. Când zice prim-ministru, e mai dificil. Dacă te-ai fi invitat pe luni dimineața la ora 10 în București, domnul Iohannis, te-ai fi dus? Eu am studii, hai că nu mor. Eu am bani. Să vină 10 elicoptere de la Smurt. Au venit, degeaba. Este un otar peste care nu trece nimeni. De ce? El este suferan. El este atotputernic. El conduce istoria acestei lumi. Și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui
2 Corinteni 5 cu 10 a lui Hristos. Mânfior. Avocatul blând care are mâinile întinse. Avocatul care stă cu palmele deschise și spune: astăzi te iert, astăzi te eliberez, astăzi dau grație. Astăzi nu s-o ofer doar circumstanțe atenuante, astăzi îți iert toată vina ta. Că am plătit-o deja. Avocatul apărării, la judecata finală, va fi judecătorul suprem. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele, dar și după bine, da, după binele sau răul pe care va fi făcut. După ce au prins lumână, mă, dați-mă bani la ăștia care stau cu sacii, băgați supreși undeva niște bani, faceți părăstași, organizați mormântări de, de lux, da? Mergeți și odată la 3 săptămâni, la 6 săptămâni, la un an. Oameni buni, treziți-vă! Cartea asta este cuvântul lui Dumnezeu, amin? Este singurul cuvânt al lui Dumnezeu. Ce trece peste cartea asta e de la diavolul. Nu credeți în minciuni? Nu credeți în invenția catolicilor și anume în purgatoriu? Nu există purgatoriu, există doar rai cu Hristos și iad cu Satana. Nu există dualism religios. Nu poți fi și alb și negru. Nu poți fi și adevăr și minciună. Nu poți fi în două lumi. Ori ești cu Hristos, ori deja l-ai respins. Și cine nu-i cu Hristos, e deja cu diavolul. Mare atenție! Nu ajunge un om într-un loc neutru și cumva a prins o lumânare și l-a împins un pic mai spre rai. I-ai spus o rugăciune, l-ai împins. Omule bun, când ai murit, ești pur mort. A stat marele rege în fața unui slăbănog și toți l-au calomniat. Și au zis: oh, cum de uleș ăsta. Nu știe că unul singur poate să ierte păcatele? Întrebare, el putea să ierte păcatele? Pe cum să nu poate crea Dumnezeu? Și a zis: mi s-a părut interesant că i-am spus slăbănogului ce e prioritar, și anume: fiule, păcatele sunt? Nu au fost. Deja erau iertate, era confirmat asta. Și ăștia șușuteau. Păi nu a adus miel? Păi stai, nu, cum? De unde a apărut? Și Hristos a zis: ca să știți că fiul omului are putere după moarte, da? Când? Pe pământ. Ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție zic, paralizatule, ridică-te în picioare și umblă. S-a ridicat? Aleluia Domnului Iisus. El iartă păcatele, dar numai pe pământ. Pe durata vieții tale, câtă vreme poți să te rogi, când poți să-ți împreunezi mâinile, când poți să-ți faci timp și știți că-ți bate inima în piept, când realizezi că ai o Biblie personală. Omule bun, n-ai degeaba Biblie, o ai să o citești, la fel ca mine, amin. O avem să o împlinim, amin. O avem să trăim cu Dumnezeu. De ce? În viața asta, tot ce facem se contabilizează, spuneam. Fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când? Când trăia în trup. Judecata finală este o judecată de excepție, pentru că este o judecată fără avocați. 2. Este o judecată de excepție pentru că este o judecată fără absenți. Vă spuneam că se cam șmecherește cu absența, știți? Predam și în vremea online-ului, când era pandemie, și când trebuia să pun o întrebare la informatică la un elev care nu știa să răspundă, sau o elevă, că nu contează, îl auzeam cu zice în șoaptă: mi-o pica netul. Cum te auzi? Crezi că te auzi? Ai uitat să-ți închizi microfonul. Oamenii își mecheresc, știți? Învârt, da? Încearcă să manipuleze, să forțeze, da? În justiția de azi, dacă e o cauză penală, dacă ești martor, un simplu martor, aparent simplu, dar în funcție de mărturia ta poate cineva să fie suspendat, executat sau eliberat. Dacă ești martor la o cauză penală și nu te-ai prezentat prima dată, te iart. A doua oară garantez eu că vii mascați. Te-o lua pe sus, pacă dubiță și... ce să-ți fac? Nu-ți doresc, dar asta e realitatea. De ce? Pe pământ, la judecata asta, nu poți absenta la infinit. Ai fost martor ocular, trebuie să fii prezent. Mai ales dacă ai spus că ești de acord să fii martor.
Mai avem noi iluzia că scăpăm la judecata finală? Ascultați ce spune Biblia. Pământul și cerul au fugit înaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, la înălțime și probabil în funcție. Stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Ascultați ce spune Biblia, marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare! Mi-aș dori ca la judecata finală să mă duc de braț cu Alexandra. Apropo, am uitat să vă salut din partea la cea mai frumoasă femeie din lume, o cheamă Alexandra, e soția mea, Domnul să o binecuvinteze. Mergea un amin un pic mai tare, Domnul să o binecuvinteze. Amin. La fel și pe noastră. Zici și pentru voi mai tare măcar. Scasă de voastre, prunci, familie. Cum, nu vreți? Aș vrea să mă duc cu Alexandra. La judecata finală o să mă duc personal, singur. Nu o să fie nimeni cu mine. O să fiu și eu la judecată. Sper și cred din toată inima să fiu la judecată pentru răsplătire. Ajută-ne, Doamne, pe toți acolo. Vin sceptici, da? Așa, specialiștii care vor să inventeze, caută predicatorii, dau lupa pe el, dau, pac, 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 rezolvă, da? Specialiști. Și câte un sceptic de ăsta vine și te întreabă, pastore, frate, predicatore, chiar crezi tu că un om care a murit în Oceanul Atlantic și l-o păpare chinii? Eu mai rămas unghia de la degetul mare de la mâna stângă. Tu chiar crezi că din unghia aia se mai întâmplă ceva? Hai mă, fii rațional. Și atunci eu le dau un test. Cam dreptul, nu? Le spun așa. Știți cum le demonstrez eu copiilor de la clasa pregătitoare că a fost creată lumea? Îi rog frumos să-și ia planșa, că n-au voie să pună pe măzuță, învățătoarele o să-mi dea dreptate. Și să-și ia plastelină ce culori vor ei. Fetițele au tendință cu roșu, portocaliu, galben, mov, roz. Pe fetițele rog să construiască o păpușă. Cum vor ele, fiecare. Le dau cam 10 minute să construiască asta. Fiecare pune detalii, pune nasul de culoare cu tare, ochi, da? Băieții, machituțe. Am văzut câteva pe aici. Era să le iau pentru, dar am prunci. După ce fiecare își construiește, da? Machetuța lui, păpușica ei. Pe fiecare trebuie să mă duc și să-i spun felicitări, că altfel se supără. Cum? Nu mi-a zis profesorul. Sau că nu mă bag în seamă. Trebuie neapărat. Te pui pe... Uneori te urci la nivelul lor, știți? La final le zic, strângeți plastelina pe cât posibil, puneți culori pe culori, da? Fiecare în cutiuța ei, culoarea. Ștergeți bine planșa, că avem șervețele umede, s-au inventat. Ștergeți și cu șervețel normal, să fie planșa curată. Fiecare se străduie. Planșa e curată. Te vezi în ea când te uiți. Și acum le zic, fetelor, construiți aceeași păpușă. Băieți, aceeași machetuță. Și ăștia micii, buci, își holbează ochii. Le scot din orbită. Vrea să zic că ești aici? Domn profesor, ați pățit ceva? Care prinde să aibă curajul primul? Zice, dar cum? Păi asta vă rog. Cum ați făcut-o înainte, faceți și acum. Și cel mai curajos sau cea mai curajoasă zice, nu se poate. Și atunci le zic, vedeți? Singurul care poate să creeze totul din nimic e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Latinul zice, ex nihilo! Nu exista materie, nu puteai să atingi ceva, nimic. Nimic nu exista. Și Dumnezeu a zis că n-a existat nimic să fie lumină. Și de nicăieri a apărut lumină. Slăvit să fie numele Lui. Înainte să apară soarele, a vrut această lumină. Că prima lumină nu-i solară. E altfel. Și atunci ai spus scepticului, tu știi cum a fost creat omul? Păi l-a luat Dumnezeu niște nisip, niște pământ, în palmele lui, i-a creat fizionomia feței, i-a pus ochii în orbită, i-a pus nările, i-a pus urechile, a stat și i-a pus tot. Și la final a făcut ceva de genul. A suflat. A suflat în nări, suflare de viață și Adam a mișcat. Cine crede că a făcut Dumnezeu asta mâna sus?
Hai că vreau să văd de atenție, nu că n-ați crede. Să prind pe care-i cu. Dumnezeu care a creat totul din nimic, ia unghia aceea, îi construiește ADN-ul, îi construiește inima, îi construiește bătăile, îi creează un trup de slavă, bineînțeles, și îl înfățișează la judecat. Dacă a avut sau nu Biblie, nu contează asta. Dacă a avut sau nu creștin, nu contează asta. Va fi prezent la judecat. Pentru că judecata finală este o judecată fără absenți. Biblia spune foarte clar că toți trebuie. Este imperativul lui Dumnezeu. Și Biblia zice, nu trebuie să venim așa obosiți, vai și amar de capul nostru, n-am vrut să venim, nu. Toți trebuie să ne înfățișăm drepți. Ca soldații care sunt obligați la înfățișare. Să-l văd eu pe ăla care zice, eu nu vreau că trebuie să mai dorm 5 minute. Odată, doar cine a făcut armata știe, eu n-am. De ce? Zice judecătorul. O să fii prezent. La judecata finală va fi prezent domnul Hitler, știți? Stalin, Ceaușescu. Lista poate continua. Cei mai fioroși dictatori din lume sau conducătorii de cea mai înaltă calitate. Toți vor fi prezenți. Pentru că judecata finală este o judecată fără absenți. Trei. Judecata finală este o judecată fără ajutoare. În justiția contemporană există așa numitul concept circumstanță atenuantă. Dau un caz, care e caz real, un prunc de pocăiți. I-a plăcut mult bodybuilding, știi? S-a vrut să facă mare, că deștept era. Mare, nu știu pentru ce. Să-și ție prunci în brațe, nu știu ce. Să scape pe nevastă, că scapă pe jos. Ceva. Nu știu exact pentru ce. E o modă de asta satanică, știți? Zero pe săptămână minute vine la biserică, dar face 6 ore de sală. Bă, frate, dar pentru cine faci asta? Ești și însurat, ce mai vrei? Vreau să fiu frumos, dar nu ești. Sau asta te face frumos? Sau că ai o problemă, percepție. Ca să nu intrăm în detalii, că ce se întâmplă pe acolo, la nivel de creier, nu intrăm acum în detalii. La toate conferințele unde a fost în ultimii 3 ani, am pus întrebarea asta. Care e băiatul acela care a mers constant o lună, de 2 ori pe săptămână la sală și niciodată n-a curvit cu mintea uitându-se la imorala aia care s-a îmbrăcat în colanți? Știți că niciun băiat n-a ridicat mâna că el nu a păcătuit? Știți că toți s-au recunoscut mocnind, tăcut? Și le-am zis, bă băieți, păi ce mă întrebați dacă să mai mergeți la sală? Puneți bicicletă, ce vrei tu, dă-te pe mașina aia care mergi și nicăieri nu duce, tot pedalezi, continui. Tu, fă ce vrei, învârte-te pe jurul casei, dar prietene, nu-i normal. Deci nu-i normal, sunt niște lucruri anormale. Eu nu predic vestimentații, eu predic caracter. Cuvântul Domnului e da și amin. E da și amin. Prea mulți s-au nenorocit ca să nu spun adevărul. Prea mulți s-au derapat să nu fiu responsabil în predicile mele. Am eu oamenii care mă vizează, stați liniștiți și săptămâna am fac videoclipuri, dar n-am nicio problemă cu asta. S-au obișnuit. Nici nu mai place fără aproape. Înțelegeți? Cartea asta creează lumea în două în parte. Vrei să te pocăiești? Te oprești din păcat. Nu vrei să te pocăiești? Te enervezi pe predicator. Și chiar îmi doresc. Dacă nu te pocăiești, să te enervezi. Și în timp ce te enervezi, te învârți ca șurubul prin pat și mergi bărbate acasă și spui, mă, cum a putut să spun asta predicatorul ăla? Și spui și la nevastă, și aude și ea predică, nu a fost prezentă, știi? Da? Aude și pruncul și ăla e curios, uite pe internet, ce-a zis predicatorul? Și pruncul când aude atins, schimbată mintea, transformat și uite că te-ai enervat cu sens. Și când te învârți pe la 5 dimineața prin pat așa ca șuruburile, zici, bă, dar n-au avut nimic cu mine asta. Ce-au avut cu mine? A, Duhul Domnului mi-a vorbit. Foarte bine, te-ai enervat cu sens, te și pocăiești. Amin, aleluia. Doamne ajută. Și ce vrea Dumnezeu de la noi? Pocăință reală. Amin. Schimbarea vieții. Amin. Prea mulți dintre noi trăim teoretic cu Dumnezeu. Prea mulți suntem cu Dumnezeu doar de fațadă și festiv în casa Domnului. Când e vorba să nu-ți permiți păcatul. Să fii corect. Chiar de frica faptului că vine judecată. Băiatul ăsta care a făcut mușchi și a vrut să fie mare, o zis că mă angajez bodyguard într-un club. Într-o altercație între 2 găști că se poartă asta prin cluburi, am înțeles că n-am fost niciodată, n-am de gând. Doamne ajută, zice Tamin.
Să vă ziceți vouă, că eu n-am de nici gând. L-a atins pe unul care era turmentat cu alcool la bord, o dat cu capul de beton, a murit. Știți că deodat la băiat? Știți că avocatul la cauzări a zis, stați un pic, justiție, în altă instanță, vă rog să calificați faptul că acest individ face parte dintr-o familie de, și nu zic religia că mi-e bine, este special, a mers la biserică, a cântat la un instrument, da? Circumstanțe atenuante. N-a avut o altercație anterioară cu ăla, nu s-a bătut, nu s-a amenințat, nu s-a cunoscut, a vrut să asigure liniștea. Și atunci, în loc să-i dea 25 de ani la maximă siguranță, îi dă 17. V-ar plăcea? Pe pământ există ajutoare. Există circumstanțe atenuante. La judecata finală, nici Dumnezeu din cer nu te ajută. Mă înfior. Că trebuie să spun asta. Vei avea tendința să spui, Hristoase, am auzit de tine la evangelizare, am auzit de tine prezent la Jebel, am auzit la Betania, am auzit acolo, am auzit la radio, am auzit la televiziune creștină, am auzit peste tot. Hristoase, nu-mi dai circumstanțe atenuante. Și Hristos va zice, nu. Prea târziu pentru a fi ajutat. Nu că nu pot, am decis să nu vreau. Pe porțile iadului scrie, a zis Dante Alighieri. Lăsați orice speranță toți cei ce ați intrat aici. Locul fără milă. E judecata și iadul. Locul unde nu există nici cât un vârf de bunătate. Există doar dreptate. O judecată de excepție. O judecată fără ajutoare. Când o să te uiți gol și o să zici, nu mă ajut. Te-au prezentat predicatorul inești ca un miel, ca un blând, ca unul care a ajutat pe toți. Pe mine acum nu mă ajuți? Și Hristos va zice, nu. Se scrie în Biblie. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Dar chiar nu mă ajută pastorul? Dar chiar nu pune vorbă bună cineva din comitet pentru mine? Dar chiar nu va conta că am cântat? N-a contat că am fost prezent în februarie, în 2 februarie azi, da? 2 februarie 2024 la Jebel? Chiar n-a contat? Nu va conta, nu. Există unii care spun, las că o să-i spune lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Judecata finală este o judecată fără argumente. Când ajungi acolo, nu mai ai niciun argument. Un împărat a zis, vreau băiatului meu, care e un băiat special, fiului meu, să-i organizeze o nuntă de excepție. Matei 22. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Să poți și să nu vrei. Să ai contextul și să zici nu vreau. Este oameni care vin la evanghelizare și spun nu că aș vrea. Și nu pot. Pot, dar nu vreau. Nu vreau. A trimis iarăși pe alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. E al meu, e al vostru. Juncii și vitele cele mai îngrășate sunt tăiate. Toate sunt gata, Matei 5:4. Nu trebuie să veniți cu plicul, vă rog. Atâta trebuie să faceți. Veniți la nuntă. N-am condiții să vi le pun pe care voi să le îndepliniți pe banii voștri. Atât vreau. Veniți la nuntă. Înfiorător ce argumente au avut oamenii ăștia.
Versetul 5 spune, dar ei, fără să le pese, trăim ca pe vremea lui Lot, într-o liniște nepăsătoare. La oameni nu le mai pasă de Dumnezeu. Le pasă de bani, de business, de priorități, de aventuri, de trăiri păcătoase. Oameni mulți trăiesc fără să le pese. Nu le mai pasă. Stau relaxați în șezlongurile lor spirituale. Stau cu mâinile la ceafă. Nu le pasă, domnule. Moare Timea Recalo în săvârșin Arad. Cui pasă? Pleacă prezbitorul și cu delegație pastorală prorocul Solomon Bolojan la 30 de ani cu 5 prunci în urmă. Cui pasă? Pleacă Andra Buliga la 25 de ani în mașină cu soțul ei. Intră unul care n-are minte, nu pot să-i spun altfel, la 21 de ani, intră pe contrasens și se proiectează în mașina aia. Și păloc moare fata asta, femeia asta de 25 de ani. Cui pasă? Trebuie să predic și să spun de ce ne pleacă sfinții prematur. Știți de ce? Să ne trezim noi. Să ne pese. Să ne dăm seama că nu contează că ai 25 de ani, că ai 24, ca Timea, că ai fost profesoară, că ești fecioară, că ești curată. Nu contează unde ești. Poți și din biserică să pleci. Nu contează, omule bun. În această seară strigă Duhul Sfânt, trezire! Trezire! Să ne pese! Să ne pese! Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei. Și au omorât. Paratul s-a supărat tare, nu intrăm în detaliu, versetul 8, atunci a zis robilor săi, nunta e gata, nu se închide nunta. Dacă careva dintre noi n-are decât să se pochească cerul, oricum se va popula, stați liniștiți. Și Dumnezeu nu va păta sfințenia cerului să mă ducă pe mine în rai dacă am păcătuit, nu. Nunta e gata. Și ce trist. Dar ce-i poftiți? N-au fost de ea. Duceți-vă dar la intersecțiile cele mai aglomerate unde stau homeleșii. Oamenii care dorm pe stradă. Pruncii care dorm în canalele din București. Chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. La unul miroase dezgustător. Unul plin de zdrenți. Altul n-are viitor, trage dintr-o pungă cu prelandez. Contează. Înțelegem din text că împăratul a zis, există o antecameră ca un birou înainte de sala festivă a mesei, anunții, ospățului. Unde există garderobă pe fiecare măsură. Fiecare trebuia să ia o haină. O haină de nuntă. Împăratul a intrat, spune Biblia, să-și vadă oaspeții. Și dintre toți a zărit acolo pe unul care nu era îmbrăcat cu haina asta, de-aia înțeleg că era o haină specifică. O haină de nuntă. Împăratul s-a uitat în ochii lui și a spus un cuvânt pozitiv. Ascultați ce se întâmplă. Versetul 12 spune, prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Ce-o zis el? Nu i-a plăcut la nevastă mea culoarea asta, nu ne-am asortat, ne pare rău, nu avem alte gusturi, alte păreri, alte idei. O, ai milă, Doamne, de noi, fiecare cu părerea lui. Nu e așa, dragii mei. Există o părere, e Biblia, care trebuie să devină principiu de viață. Nu facem ce vrem în biserică? Nu fiecare face ce vrea? Fiecare se trezește cum îi mișcă lui în creier anumite gânduri? Biserica este stâlpul și temelia adevărului în lume. Biserica este a lui Iisus Hristos. Lăudat să fie în numele Lui. Hristos e capul bisericii. Facem ce vrem? Facem ce scrie în Biblie. Amin. Ascultați ce spune Biblia mai departe. Omul acela a amuțit. La judecata finală, ține minte ce spun în seara asta, nu vei avea argumente. Nu o să poți tu să-L iei pe Dumnezeu la bani mărunți. Cum au unii iluzia. Las că îi spun eu lui Dumnezeu, las că mă argumentez eu. Las că îi spun că nu-i chiar așa. Adame, te caut, unde ești?
Răcoarea dimineții exista o ambianță extraordinară, Dumnezeu cu Adam, pământeanul. Era o părtășie indescriptibilă. Dar odată și-a permis păcatul împreună cu Eva. Fiind înșelat de șarpe, cel ce înșală. Și Dumnezeu îl întreabă, Adame, unde ești? Și ce-a zis el? Eva pe care tu mi-ai dat-o. Atunci a putut să se argumenteze. Dar vine o zi în care nu mai poți. Fără argumente. În ultimul rând, judecata finală este o judecată de excepție, pentru că este o judecată fără amânare. Ascultați ce spune Biblia, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte. Care este cartea? Vieții. Toți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Fiecare, versetul 13, a fost judecat după faptele lui. Mă înfior ce spune versetul 15. Oricine, Apocalipsa 20 cu 15, oricine n-a fost găsit scris, unde? Cartea vieții. A fost aruncat în iazul de foc. În instanțele contemporane există așa numita amânare. Se amână instanța. Și avocații vorbesc cu martorii și spun să nu vii tu, că dacă vii tu, ăsta încă nu-i pensionat și nu poți să-l dau afară, că e mare, știți, e cu funcție mare, așa că mai stai un pic și, nu știu, du-te până în Israel. Dau un exemplu așa, aleator, o țară. Să nu fii în țară, să spui că ai avut programul înainte, programat, da? Nici prezent, acum, prima dată, nicio problemă, las că te scot eu. Și un teren care trebuie să fie pe dumneata, în mod normal, în două săptămâni, ajunge să fie mutat în 5 ani. Că se învârte, amânare. Deci vine să și lași teren. Că trebuie să mergi. De ce? În justiția contemporană există multă amânare. De gata finală. De aia zice finală. Pentru că este o judecată fără amânare. Nu o să poți spui nimic, dar nu o să mai ai a doua șansă. Niciodată. Păi vii să vă ridicați. Am rugămintea să vă închideți ochii. După ce văd toți ochii închiși, continui. Fiți foarte atenți că-s curajos. Te-ai liniștit, gata, ok? Ai văzut destul pe alții? Să închizi ochii, te rog, da? Oricine, și copii, da? Adolescenți. Toți ochii închiși. Cel mai bine se vede cerul cu ochii închiși. Mai ales că ai ocazia în gând să te rogi în șoaptă, pentru că sunt aici oameni care au nevoie de eliberare. Nu suntem aici la întâmplare. Cel mai bine îți vezi sufletul cu ochii închiși. Stai și te gândești, mă. Oare ce am făcut azi? Oare ce am gândit ieri? Analizează-ți viața. În timp ce ai ochii închiși, imaginează-ți că după ce în fața ta a fost chemat cineva la judecata finală, ți-auzi numele și prenumele. Nu o să-ți greșească nici o literă. Nici o literă nu-ți greșește. Imaginează-ți că după cineva care a plecat, indiferent de sentința care i s-a dat, te înfățișezi tu. Imaginează-ți că ai fi în seara asta acum, în următoarele 5 minute, la judecata finală. Filmul vieții tale se derulează și îți amintești cum la 5 ani ai furat prima machetuță. Ai luat 50 de bani de pe masa bunicii. Te-a întrebat mama și ai mințit tu și ai zis că n-ai luat. Amintește-ți când ai închis camera și ai tras jaluzelele. Foarte bine ai închis camera, foarte, foarte bine, băiete. Și pentru prima dată ai intrat un site imoral. Te-a învățat șmecherii de cartier să intri pe mod incognito, să nu găsească ăștia urmele. Am o veste tristă pentru tine. Generatorul de internet are desfășurătorul tuturor site-urilor pe care tu le-ai vizitat oricând mama și tata le poate verifica dacă nu știai.
Dar cineva are un desfășurător mult mai clar. E Dumnezeu din cer. Imaginează-ți că ai fost la semafor și ai salutat pe un om cum nu se salută, printr-o jurătură, prin gestică. Tot ce ai făcut în viața asta. De la primul scâncet, când ai plâns pentru prima dată, că viața noastră este între două plânsuri. Plângem când nu știm și plângem la final când n-am vrea să știm. Tot filmul vieții tale se derulează cu lux de amunte, fără să stacadeze imaginea, o să te vezi pe tine. Să știi că predica asta o mai auzi o dată. O să mă vezi la amvon, o să te vezi în locul dumitale. Se va derula inclusiv seara asta. Tot, cu detalii. În timp ce se derulează filmul vieții tale acum, în 5 minute, imaginezi, și când vezi fiecare faptă, fiecare faptă, acolo vor fi prezentate toate faptele tale de la primul scâncet până la ultimul moment care ai trăit în viața asta. Sunt niște fapte care nu vor fi prezentate. Faptele pentru care te-ai pus în genunchi fața lui Hristos. Ai plâns. Ți-a recunoscut viața și ai zis, Hristos, iartă în păcatele. În cartea vieții tale există o peniță care are cerneală de culoare roșie, care în loc să scrie șterge. E sângele lui Iisus Hristos. E sângele care e prezent la jembele în această seară. Așa de prezent îl simt pe Hristos aici. Eribat forega da dizaot. E prezent Domnul în locul acest. E prezent pentru fiecare dintre noi. Să nu e iluzie, nu e un sistem prin care să te manipulezi, n-am studii psihologice, nu, îți predic Evanghelia și îți transmit cuvântul Domnului și vreau ca Duhul Domnului să fie prezent peste noi toți. Imaginează-ți că ești la judecata finală, să știi, te întreb ceva frumos. Ce ai vrea să faci dacă ți-ai vedea toate păcatele? Și ce ai vrea să-i spui lui Hristos? Nu e așa că ai vrea să-L cuprinzi și să-i spui împărate al cerurilor, Domn al domnilor, Creatorul cerului, al pământului, al universului întreg, te rog frumos, iartă. Ai milă de mine. Nu așa că ai vrea să-i spui, Doamne, te rog frumos, iartă-mă și pentru asta și pentru asta. Mi-e rușine, vai, mi-e rușine, am crezut că nimeni nu știe. Am ascuns o viață întreagă, am murit cu păcatul în mine. Nu mă poți ierta? O voce radicală îți va spune, prea târziu. Prea târziu pentru iertare, prea târziu pentru clemență, prea târziu pentru îndurare, prea târziu pentru milă. Prea târziu să te mai plângi acum, prea târziu să regresi acum, prea târziu să-ți recunoști păcatele, prea târziu să vrei să renunți, prea târziu să dai orice ca să schimbi viața. Prea târziu. Puteai să faci asta pe durata vieții tale. Și dacă un singur păcat vei avea atunci, pare rău să spun, vei fi aruncat în iazul de foc. Însă sunt prezent aici, la Betania Jebel, să-ți transmit un mesaj. Încă n-ai ajuns la judecata finală. Ești prezent aici și avocatul apărării este prezent între noi. Îl salutăm cu toată inima și strigăm, trăiască Iisus! Trăiască regele regilor, împăratul împăraților și domnul domnilor, care s-a așezat între cer și pământ să-ți ierte păcatele, să te elibereze de viața ta murdară, care a vrut să te smulgă din flăcările iadului, care a venit din cer să-ți creeze o cale, un model, aleluia numelui său! A venit să te elibereze de toate faptele tale și să te smulgă de sub puterea și robia diavolului. A venit să te smulgă de sub puterea păcatului, de sub captivitatea celui rău. Vrea să-ți dea o viață nouă, indiferent ce păcat ai comis până în această seară. Sângele lui Iisus Hristos are putere să te ierte. Ce ai fi vrut să faci dacă erai la judecata finală? O să te rog frumos să faci următoarele momente în care o să ne rugăm. Poți să plângi, poți să strigi. Poți să stai cu fața în palme, poți să ai un moment de disperare sfântă, poți să ai un moment de regret profund în fața lui Dumnezeu pentru viața ta murdară, pentru că în locul acesta este prezent Marele Rege. Aleluia numelui Său, Osanale! Domnul Iisus Hristos este numele Lui. Înălțat să fie Domnul! Am să te întreb prima categorie de întrebări. Vorbesc pentru aceia care au minim 14 ani, care încă n-au legământ cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ești prezent în locul acesta, în biserică, e semn că pentru tine nu e încă prea târziu. Încă nu ești la judecata finală, este seara în care Domnul vrea să te elibereze. Dacă ai minim 14 ani, asta înseamnă că faci diferența clară între bine și rău, între alb și negru, între păcat și sfințenie. Asta înseamnă că vrei cu adevărat să te întorci la Hristos. Dacă vrei și încă nu ești botezat sau botezată în apă, ai minim 14 ani și vrei să-L chem pe Iisus Hristos în inima ta. Când intră Hristos într-o inimă, păcatul evadează.
Păcatul se distruge, se anihilează, e iertat total în sângele lui Iisus Hristos, în urma convingerii pe care o dă Duhul Sfânt. Dacă vrei în această seară, oriunde ești, din orice familie faci parte, orice religie ai avut până acum, nu mă interesează religia dumitale, chiar dacă te respect. Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, în timp ce ai ochii închiși și toți aveți, vă rog, dacă vrei să-L primești pe Iisus ca Mântuitor, fă un semn distinctiv cu o mână dreaptă ridicată. E dovada faptului că vrei să te întorci. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mă uit și la balcon dacă este cineva. Mă uit și în sală. Vă rog să fiți cu ochii închiși și vă rugați în durile dumneavoastră în șoaptă. Dacă mai este cineva. Este seara eliberării tale. Este seara în care justiția lui Dumnezeu încă nu se derulează. Este seara în care se oferă nu doar clemență, ci grațiere totală. Să fie iertat de toată vinovăția ta. Să fie eliberat. Poate faci parte dintr-o familie de penticostali, de ortodoxi, de catolici, de reformați. Repet, nu mă interesează religia dumitale, pentru că religia nu te mântuie. Dar te mântuie relația ta personală cu Domnul Iisus. Și dacă vrei să-i deschizi brațele Mântuitorului și să zici, Doamne, iată-mă și pe mine. Eliberează-mă și pe mine. Smulge-mă și pe mine din starea de păcat, că am încercat, Doamne, de atâtea ori și n-am reușit. Mărturisește-ți falimentul înaintea Domnului. Și fă un semn discret cu mână dreaptă ridicată, semn că vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Mă uit în partea dreapta mea aici, în dreptul doamnelor, în dreptul femeilor. Dacă este cineva aici, în dreptul bărbaților, am văzut o mână ridicată. Dacă mai este cineva. Ultima dată întreb, dacă este cineva, oriunde ai fi, în orice parte a clădirii, poate ești online, poate ești într-o mașină, dacă poți, parchează urgent, ca să nu deranjezi sistemul de conducere a mașinii. Puneți mâna mașina pe avarii. Și dacă vrei să-ți dai viața Domnului, ridic o mână și zic, Doamne, sunt și eu aici. Semnul tău, o mână dreaptă ridicată, e dovada faptului că îl iubești pe Hristos. Și că vrei în această seară viața ta să fie schimbată. Hristos vindecă. Dumnezeu să binecuvânteze Domnul acolo. Aleluia, Domnul Iisus Hristos. Mai multe mâini s-au ridicat. Dacă ai minim 14 ani, poți să mai ridici încă mâna. Și în timpul rugăciunii vei putea, dacă te-ai rușinat în momentul ăsta. Există un Duh Sfânt care cercetează viața ta. Sunt oameni care mă întreagă, pastore, de ce plâng? E Duhul lui Dumnezeu. E prezența Domnului care ți-a conștientizat viața de păcatele tale și vrei să te retragi din lumea asta păcatului și vrei să ai o viață nouă. Dacă vrei și încă nu ești botezat în apă la o vârstă matură, mâna ta dreaptă va fi dovada faptului că îl chem pe Iisus în inima ta. Am să spun ceva, e puternic regele, e tot puternic Iisus. Când intră în viața ta, pleacă duhurile necurate, dispar dependențele. În numele lui Iisus poți să fii noit, poți să fii o viață și o ființă nouă în numele Domnului. Mă uită spre noi, pocăiții botezați de multă sau de puțină vreme. Noi care ne-am obișnuit cu Hristos și am trăit în tinda bisericii și stăm la altare și stăm aici în casa Domnului și uneori batem drumul de acasă până la biserică aproape degeaba. Pentru că într-o oră, două, trei, nu mă bârfim în minte. Poate ai scăzut spiritual și poate chiar ești aici. Și poate chiar te cunosc toți oamenii că ești foarte ok. Nu mă interesează ce zic oamenii despre tine, mă interesează ce zice Hristos despre mine și despre dumneata. Fiecare să fie interesat pentru asta. Dacă ești botezat în apă, de o vreme mai lungă sau mai scurtă, și îți dai seama că de un timp ai început să cobori pe trepte spirituale și ai scăzut. Și în această seară vrei să-i spui Domnului, Doamne, mă opresc. Îți mulțumesc că încă n-am ajuns la judecata finală când mergeam în iad. Că mergeam departe de fața ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai conștientizat să mă opresc, să iert, Doamne. Duhul Sfânt îmi spune că sunt aici prezente persoane care nu iartă o altă persoană botezată. Unii de 10 ani, în numele lui Iisus, proclame eliberare. Să coboare sângele Domnului, să vină iertarea. De ce trebuie să moară oameni care să ne trezim? De ce trebuie să se întâmple accidente? De ce trebuie să ajungem în spitale să ne trezim? Ai milă, Doamne, de noi! Ne trezim în seara asta la evanghelizare, în condiții extraordinare, în confort. Ne trezim, amin? Ne întoarcem, ne reîntoarcem la Hristos, ne rededicăm Domnului. Strigăm către Domnul și vrem eliberarea sângelui vărsat la Calvar. Dacă dintre pocăiții botezați de o vreme mai scurtă sau mai lungă, indiferent din ce parte a României ești, indiferent de unde vii, dacă vrei în această seară să-ți rededici viața ta Domnului și ești botezat în apă, ridic o mână stângă înaintea lui Dumnezeu. Este un semn distinctiv că vrei cu adevărat o viață nouă. Dumnezeu să te atingă, aleluia. Mai sunt și alții, Domnul să vă atingă, mai sunt și alții, aleluia. Dumnezeu să vă atingă, Dumnezeu să vă atingă. Mai sunt și altele, Dumnezeu să vă atingă. Dumnezeu e prezent aici. Rușinea asta nu e normală să o ai. Rușine trebuie să-ți fie când ai bărfit. Rușine trebuie să-ți fie când te-ai depărtat de Hristos. Rușine trebuie să-ți fie când ai făcut de rușine numele Domnului.
pe șantier, la servici, acasă, oriunde ai fost. Atunci trebuia să-ți fie rușine în seara asta, trebuie să te rușinezi de păcatele tale, dar nu mai mult decât să-ți recunoști păcatul, să-l regreți și să te smulgi din lumea asta păcatului, să spui către Domnul, ai milă, Doamne, de mine, eliberează-mă, ridică-mă, simt cum puterea Domnului trece prin terenul. Brett Canada! Au fost 5 persoane care luna trecută au avut gânduri suicidare, mi-a zis Duhul Sfânt, o să ne rugăm special pentru ele, Domnul să le elibereze. În numele lui Iisus, duc de moarte, să pleci! Aici este prezent Hristos, Sheret Canada! Prețul era prea scump. Domnul e prezent în locul acesta și vrea să-ți dea viață nouă. Nu lăsa pe satana să-ți distrugă viața. Nu lăsa pe diavolul să facă ce vrea din viața ta. Ai umblat cu Dumnezeu ani întregi, cum să renunți acum? Mai fă un pas prin credință, mai ridică-te din praful drumului, mai scurtă-te de murdărie, ridică-te ca un erou și zic, Hristoase, mă mai prind odată de poala hainei tale și sunt vindecată! Sunt vindecată în numele lui Iisus, există putere! Rivet kenterayas! Rostim duc de eliberare împotriva drogurilor! În numele lui Iisus! În numele lui Iisus! Orice sistem diabolic pe domeniul acesta să fie spulberat! Rostim eliberare împotriva duhurilor oculte, vrăjitorie, tu care ai dat telefon la cineva care se numește clar văzătoare în numele lui Iisus. Dacă nu ți-a mai vorbit Duhul Domnului, de ce a apelat la satana? Oprește-te în seara asta, în numele lui Iisus există putere de eliberare. Simt cum cad lanțuri, șebradi galovedis. Simt cum puterea Domnului este prezentă la Betania Jebel, să elibereze, să descătușeze. Simt cum minți sunt eliberate în numele Domnului. Aleluia Domnului Iisus Hristos. O să intrăm în această rugăciune în care vă rog să nu vă uitați la ceas. Să nu vă intereseze de vecinul, de vecina. Să nu vă pese ce zic oamenii, rugați-vă cum nu v-ați rugat niciodată. Duhul Domnului trece printre rânduri. Aleluia. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Este o seară de eliberare, este o seară în care Domnul vrea să scrie grațiere în dreptul vieții noastre. Ne-a mai dăruit viață, nu suntem la judecată. Suntem în prezența Domnului, vuietul Duhului Sfânt rece prin sală. Duhul Domnului atinge și online, Domnul e prezent. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Dacă vrei în timpul acestei rugăciuni să-ți predai viața Domnului pentru mântuire, ridică-ți mâna dreaptă, dacă ai ridicat-o deja, ține-o ridicată, să-ți prindă Domnul mâna. Să te elibereze de păcatele tale, să fie iertată și iertat în numele lui Iisus Hristos. Dacă vrei rededicare, ridică mâna stângă. Spune Domnului, Doamne, eliberează-mă pentru asta. Doamne, ridică-mă în domeniul cu tare. Doamne, din seara asta mă opresc din anturajul murdar. Doamne, din seara asta mă opresc din păcat. Doamne, din seara asta îmi pun viața rânduială. Doamne, din seara asta vreau nu doar să mă târâi cu Hristos. Vreau să merg din putere în putere în Duhul Domnului. Vreau să fiu biruitor cu Hristos. Pentru că nu ești la judecata finală, ești în seara îndurării, ești în seara eliberării, ești în seara restaurării, ești în seara în care unde lemnul curge, ești în seara care prezența Domnului e locul acesta să elibereze. Ribet kentaramanavias! Aliluia Domnului Iisus Hristos! Aș vrea să ne rugăm cu toții, cu toată puterea, cu toată ființa. Domnul e prezent aici să elibereze. Domnul e prezent aici să vindece. Domnul e prezent aici să rupă lanțuri. Domnul e prezent aici să descătușeze. Ne rugăm cu toți. O, Doamne, glorie ție, glorie ție.